Nu e nici Moș Nicolae, nu e nici Moș Crăciun, dar uite că Moș Luci va aduce prima Kia Sportage din țară, model 2022, complet nou și este premieră națională. Sper că este, eu cred că este. Hai să vă prezentăm. Nu mai are rost, o prezentare statică, așa cum am făcut la SID, frumos, pac, pac, în 2-3 minute am și terminat. Am lista cu prețuri ieri, sau alaltă ieri, de când vedeți voi clipul, au publicat-o. 22.886 de euro cu TVA inclus și cu Rabla pentru noul Kia Sportage. Varianta pe care noi avem aici, adică GT Line, Mild Hybrid, automată, 4x4, adică versiunea de top cu ceva dotări pe ea, este 42.000 de euro, fără Rabla, fără discountul de la Kia. Deci din prețul acesta de 42.000 mai scazi 3.500 de euro și dacă intri pe AutoVantage, noi putem să negociem în numele tău în schimbul sumei de 49 de lei și tu să primești poate o ofertă și mai bună. Trebuie doar să intri pe AutoVantage. Și dacă îți achiziționezi mașina prin intermediul nostru, ei bine, atunci primești și un card de carburant cadou din partea partenerilor noștri de la Rom Petrol. Bun, și acesta este Sportage-ul GT Line, noua siglă Kia, grila Tiger Nose care s-a migrat puțin, așa seamănă cu cea de la EV6 mai nou. Pe GT Line avem alt tip de grilă, doar pe ultimele două versiuni avem grilă neagră, adică pe Business Line și pe GT Line. Ce mai trebuie spus? Bun, avem aici luminile de zi cu LED, semnalizările cu LED și faruri LED, full LED adaptive cu toate funcțiile de pe pământ. Versiunile de bază vin cu LED, dar LED standard, normal, nu vin cu acestea. Nu putem să le arătăm momentan pentru că a murit bateria. O să o punem pe redresor și o să încercăm să vă prezentăm detalii cu acest fapt. Dar tot ce înseamnă lumină și bloc optic este 3D, nu este bidimensional, după cum se vede când arăt eu cu mâna pe aici. Sper să nu o murdăresc. Noua siglă Kia, în rest îmi spuneți voi dacă vă place sau nu. Repede înainte să uit, doar versiunea standard, adică Urban, nu vine cu faruri, proiectoare de ceață full LED. Și mai e o chestie, vedeți aici bara față sau splitterul acesta, cum vreți să-i spuneți, mustața asta, cromată, doar pe GT Line vine. O să vă arătăm și în spate. Restul vin în culoarea caroseriei în față și celelalte vin în spate, vă povestesc eu mai multe, dar am vrut doar să vă spun chestia asta. Hai să vorbim un pic despre jante. Avem 17, 18, două tipuri de 17, cred că două tipuri de 18 sau una, și un tip de 19. Doar pe GT Line poți avea jantele pe 19 inch, care sunt aici opționale, doar acestea au capac peste prezoane și vin cu anvelope Michelin. De ce contează acest lucru? Pentru că cele de 17 vin cu Michelin, 18 vin cu Continental și 19 vin cu Michelin. Așa au făcut cei de la Kia acest lucru. Mașina este făcută tot în Žilina, în Slovacia, lângă fratele său mai mic, Ched Sid. Da, și încă o chestie. Piano Black pe GT Line. Oglinzile sunt montate pe uși, avem un al treilea geam, de fapt nu e al treilea, e un geam suplimentar aici pentru vizibilitate. Oglinzile sunt sculptate aici, similar cu ce oferă EV6-le de lângă noi. Camere 360 de grade surround view monitor. Dacă ai această opțiune, ai și opțiunea aceea în tabloul de bord să-ți apară blind spot-ul în locul vitezometrului. Doar pe GT Line poți avea vopsea în două nuanțe și toate versiunile vin cu bare longitudinale pe plafon. Mergem un pic
mai în față, așa, keyless-ul, mașina nu are baterie, dar e ca la orice Kia, keyless-ul, așa, avem ornamente cromate și aici pe GT Line avem tot așa piano black. Cum sună o mașină fabricată la Zilina cu geamurile deschise? Sună bine, nu cloncăne geamul în ele. Asta este un lucru bun. Îmi place cum montantul a fost despărțit așa, sau linia mașinii a fost despărțită, un fel de Z frumos aici. Este destul de gros montantul C, dar de, n-ai ce să-i faci. Tot așa, un eleron, piano black, totul. O să vă arătăm în spate unde se află ștergătorul și cum este îmbinată nuanța aceasta neagră cu restul caroseriei, care este Fusion Orange, cum se numește aici. Hai să trecem la spate. Eleron, al treilea stop de frână, ștergător integrat, dar aici unde este ștergătorul, vopseaua este Fusion Orange, nu este neagră, cum este aici. Bun, avem o bandă neagră ce unește stopurile, nu este bandă LED, așa sunt stopurile, semnalizările, piano black pe GT Line, avem difuzor cromat pe GT Line, argintiu pe business, argintiu pe style și ceva negru pe versiunea urban. Avem luminile de ceață și reflectoare aici în spate. Noua siglă Sportage, evident, dacă ai versiunea GT Line, îți apare aici GT Line. Ce avem aici? Una bucată țeavă de eșapament. Nu avem guri false. Kia a vrut să păstreze acest element de simplitate. Să nu încarce prea mult mașina. Deși mulți spun că este deja prea încărcată. Hai, să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți, pentru că părerile sunt împărțite. Unii zic că e super frumoasă, unii zic că nu e super frumoasă. Bun. Rămâne la latitudinea voastră. Și evident, noua siglă Kia, care este de mari dimensiuni, adică e cât mâna mea, care mâna mea e oricum e mică. Dar ziceam și așa. Dacă vrei să rabatezi bancheta, o poți rabata din interiorul portbagajului sau, ca și până acum la Sportage, de la acest mâner. Ai o podea plană de încărcare, ai un lăcaș pentru centură ca ea să nu fie prinsă de banchetă atunci când o pui la loc și încă un lucru, nu ai ski hatch, dar poți să rabatezi individual dacă pui mâna în spate locul din mijloc și să ajungi să ai un fel de ski hatch și la fel ca la Sportage-ul trecut, poți avea banchetă cu spătar glisabil, ceea ce înseamnă că poți să stai pe spate frumos în noul tău Sportage. Și pe versiunile Urban și, nu pe Urban, pe Business Line și GT Line poți să ai și sistemul de sonorizare Harman Kardon. Am impresia că pe vechiul nu era, era Bose. Kia lucrează cu Meridian, JBL, Harman Kardon și Bose pe modelele sale. E un producător atipic din acest punct de vedere. Când vom face un review complet, vom vorbi atunci despre motoare, chestii tehnice. Acum hai să recapitulăm un pic gama. Avem așa, 4 echipări, Urban, Style, Business Line, GT Line și avem mai multe motorizări. Benzină, 4x2 manuală, benzină, mild hybrid, tot 150 de cai amândouă, manuală, mă rog, manuală inteligentă, din aceea de a face coasting, decuplează ambreiajul când tu ești în viteză. Apoi urmează versiunea de 180 de cai putere, tot mild hybrid, tot manuală, aceeași versiune doar ca automată, tot 4x2 toate până acum, și aceeași versiune de 180 de cai putere automată cu 7 DCT dublu ambreiaj, 4x4. Apoi urmează un diesel de 115 cai putere, tot de 1.6, 4x2 manuală. Apoi urmează mild hybrid manuală, 136 de cai putere, cu cutia inteligentă. Apoi aceeași versiune, tot 4x2 cu 7 DCT și versiunea 1.6, 136 de cai putere, adică cea puternică, tot mild hybrid, automată, 4x4. Cam aceasta este gama deocamdată. O să urmeze în felul următor. În februarie, un hibrid full cu 230 de cai putere, la fel precum Sportage, 4x2 și 4x4 cu cutia automată cu 6 trepte, și un plug-in hybrid ulterior, 4x4, tot cu aceeași cutie automată cu 6 rapoarte. Îmi cer scuze pentru întreruperi, până acum nu s-a plimbat nimeni pe lângă noi. Așa, încă un lucru pe care vreau să-l punctez. Capota nu are amortizor, avem antifunare la ea și ce avem aici? Amortizoare
adaptive, controlate, electronic, o premieră pe Sportage și disponibil doar pe GT Line. Și iată-ne la interiorul lui Sportage. Gurile de ventilație imită farurile, mânerele uși au același motiv, nu știu cum să-i spun, că nu pot să-i spun triunghiular, nu pot să-i spun, îi spun așa, ciudățenia asta de mâner, care arată bine, futurist, cum vreți să-i spuneți. Avem o grămadă de noutăți, iar pe GT Line primești Alcantara aici. Materialele sunt moi, sunt bune, scaunele sunt o grămadă de tipuri de scaune electrice, reglabile, cu memorie, ventilate, încălzite. Versiunea asta GT Line are, le are pe toate, are efectiv tot ce trebuie. Scaunele sunt destul de confortabile, mai confortabile mi se par mie decât la vechiul Sportage. Acesta este volanul nou, butoanele sunt aranjate similar cu modelul trecut. Acesta este volanul Sport GT Line, care este doar pe GT Line, pentru că celelalte volane pe celelalte echipări sunt rotunde. Volanul de GT Line este teșit. Buton pentru haionul electric, ESP off și frâna de parcare electrică. În rest, toate comenzile tradiționale, buzunarele tot nu sunt capitonate și butonul de start, dacă ai această opțiune, schimbătorul rotativ, nu toate au schimbător rotativ, evident, manualele au manuale. Și mai sunt unele versiuni care au mâner clasic de cutie automată. Așa, în rest, Hill Descent Control, Auto Hold, senzor de parcare, frână de parcare, Start-Stop, Drive Mode, modurile de rulare, blocarea diferențialului dacă ai versiunea cu tracțiune integrală, scaune încălzite, ventilate, volan încălzit. Avem aici un spațiu de depozitare cu wireless charging, care este standard pe Business și pe GT Line. Priză de 12, priză USB și încă o priză USB-C de data asta. Deci ca să-ți conectezi telefonul ai USB-A, pentru restul, pentru toate celelalte există USB-C. Bun, aici sunt comenzile climatizării cu aceeași funcție ca la EV6 de comutare între scurtături pentru climatizare și pentru infotainment, pentru că nu mai avem scurtături pentru infotainment, au vrut să lase un aspect din acesta mai curat. Două suporturi de pahare, bam, bam, suporturi de pahare pentru doze. Ele sunt în mod normal pentru pahare, dar dacă apeși pe aceste butoane, sunt pentru doze. Și avem și o cotieră destul de încăpătoare, capitonată și moale dacă vrei să stai cu cotul pe ea. Ce mai trebuie spus? Mai poți pune trapă pe mașină și... În ceea ce privește sistemul de infotainment, avem în felul următor, pentru că este posibil să le uit că sunt atât de multe variante. Versiunea standard, adică Urban, are ceasuri de bord standard cu un sistem de infotainment de 8-inci. Pe Urban poți să spui 4 cu 12 cu navigație. Ei bine, pe versiunea Style ai 4-inci cu 12. Adică ce poți să pui pe Urban? Aia e standard pe Style. Pe Style poți să spui 12 cu 12, cum avem aici, și pe restul versiunilor ai 12 cu 12. Două sisteme. Deci, e bine că poți să alegi. Da? Și că poți să spui navigație pe versiunea de bază, poți să spui scaune încălzite, poți să spui scaune ventilate. Cameră au toate. Senzori nu au toate. Cameră de marșarier. Bun. Și tot așa, ai o grămadă de sisteme de asistență, o grămadă de dotări. Am spus Harman Kardon doar pe ultimele două versiuni și doar opțional. Și ai o sumedenie de tapiserii. Pe GT Line ai o tapiserie sau alta, cum este asta de aici, care costă în plus. Ai textil sau piele, ai vreo 7 versiuni de tapiserie. Știu că de obicei nu fac chestia asta, dar uite, aici le avem pe toate. Da, avem cele 7 tapiserii în funcție de versiuni și aici avem toate tipurile de jante, de la 17 la 19. Mai multe nu putem să vă arătăm, că na, mașina e pe redresor și nu vă putem arăta. Dar o să o luăm la test și o să vă facem o prezentare cum numai noi știm cum. Hai să mergem și în spate și mai încercăm o dată portbagajul.
Iată-ne și în spate la noul Sportage. Spațiul a crescut, evident mașina a crescut cu puțin. Noi primim totuși versiunea cu ampatament scurt. Americanii și coreenii și toate celelalte piețe primesc o versiune cu ampatament lung, fabricată în Coreea, fabricată în Statele Unite ale Americii. Bun, hai să vedem ce îți oferă Sportage în varianta aceasta de top. Materialele ei sunt dure, aici este un material texturat, avem alcantara, avem un fel de imitație de piele, avem buzunare necapitonate, piano black și banchetă încălzită, care costă undeva la 300 și ceva de euro. E un pachet cu scaune încălzite și banchetă încălzită. Bun, avem aici o plăsuță și un cârlig. Mai avem aici un cârlig și mâner, iar acesta este cuier. Eu i-am zis mâner, aparent el este un cuier pentru hanorace, pentru geci, pentru cam orice are glugă. Dar poți să pui și un telefon aici, poți să pui mai multe lucruri. Avem aici sistem de climatizare în spate, guri de ventilație și un spațiu de depozitare pentru alte obiecte. Mai avem două prize USB-C aici în scaune, care sunt, cred că, standard pe toate versiunile, mai puțin pe cea de bază. Dar nici eu nu mai știu chestia asta și efectiv e atât de lungă lista de dotări, încât priză suplimentară, no. Prize USB pe spătarul scaunului din față. Da, sunt standard, mai puțin pe versiunea de bază. Deci am avut dreptate. De două zile de când această mașină este expusă, au venit literalmente sute de clienți să se uite la ea. Hai 10 dacă nu sute, dar cred că au trecut de 100. Ceea ce înseamnă că mașina a fost închisă, deschisă de multe ori, umblată pe la sistemul de infotainment și a murit bateria. Ea este pusă pe redresor, dar încă nu s-a încărcat să vă putem arăta portbagajul. Însă, vă pot spune un lucru. Volumul portbagajului la fiecare mașinuță. Bun. 591 de litri pentru versiunea pe benzină manuală. Dacă vrei versiunea mild hybrid pe benzină, orice versiune mild hybrid pe benzină, 150 sau 180 de cai putere, 4.2, 4.4, manual automată, 562 de litri. Diesel non-mild hybrid, 571 de litri. Și tot ce înseamnă diesel mild hybrid, 4.2, 4.4, manual automată, 526 de litri. Însă eu cred că este o greșeală de tipar aici și că volumul portbagajului este tot 562, nu 526, că sunt aceleași cifre. Asta cred eu. Cred că este o greșeală de tipar aici în fișa pe care am primit-o. Dacă nu este, atunci ghinionul meu, vedem la review-ul complet. Bun. Dacă deschizi portbagajul, poți rabata bancheta din înăuntru mașinii. Ai o podea falsă care îți ascunde un compartiment cu diferite spații de depozitare și sub ea este bateria sistemului mild hybrid. Dacă nu ai versiuni mild hybrid, atunci poți să pui roată de rezervă opțională, pierzi compartimentul cu spațiile de depozitare, dar primești o podea dublă. Cea podea falsă se poate ridica sau se poate coborî, cum se întâmplă la multe alte mașini de altfel. Și acesta a fost episodul nostru cu noua Kia Sportage, prezentare statică și fără curent. Dar la începutul anului o vom lua la test și o vom prezenta așa cum merită mașina. În rest, vă rog să aud părerea voastră în comentarii despre cum arată mașina și, ca de obicei, un like, share, subscribe, join ne ajută foarte, foarte mult. Nu uitați că puteți achiziționa această mașină prin intermediul AutoVantage, intrați la noi pe site și dacă vă cumpărați mașina, primiți și un card de carburant cadou de la partenerii noștri Rompetrol în valoare de 150 de lei. Până data viitoare, eu am fost Luci, de data asta a fost Vlad la cameră, care este o cameră mică de mărimea unui iPhone 12 mini. Nicolas, ca de obicei, la butoane. Hai să mergem și noi acasă. Vă mulțumim pentru atenție. Vă pupă, moș Lucii.